Pentru redresarea turismului, una dintre cele mai afectate ramuri economice din lume și implicit din România, este nevoie de proiecte adaptate noilor cerințe, bani și nu în ultimul rând de consens și sprijin politic. La nivel european, urgența pare a fi industria energetică, pentru care, prin fondul de tranziție justă, s-au alocat fonduri ce vor fi utilizate cu scopul de a rezolva provocările din domeniul social, economic și de mediu pentru lucrătorii afectați de închiderea industriei miniere și a industriei cu consum mare de energie. Lucian Stanciu, vicepreședinte al Federației Patronatelor din Turismul Românesc și președinte al Organizației Patronale din Turism, Deva Hunedoara, consideră că și turismul, ajuns în colaps din cauza pandemiei, ar trebui susținut financiar prin fondul de tranziție justă. Am solicitat Federației Patronatelor din Turismul Românesc, din care facem parte, și am găsit deschidere spre ei, includerea turismului în activitățile finanțate de fondurile de tranziție justă. Fondurile de tranziție justă care au fost alocate în România doar către 6 județe. Județul Gorj, Hunedoara, Prahova... Și destinația precisă doar pentru minerit. Da, pentru minerit sau dezindustrializare minerit. Da. Ok, la ideea unui euro... unui parlamentar hunedorean, am avut o întâlnire și ne-a solicitat ajutorul și pe bună dreptate în a convinge Comisia Europeană să aloce, să permită folosirea unei părți din banii de pe tranziție justă pentru turism, pentru infrastructură, dezvoltare turistică, lucru care mi se pare extrem de important, banii de la tranziție, fondul de tranziție justă fiind alocați cel mai mult pe verde, pe dezvoltarea verde, energie verde, etc. Ok. E foarte bună și dezvoltarea pe energie verde. Dacă vorbim de dezvoltarea sustenabilă, avem nevoie de creare de locuri de muncă, de alternative. Conform filozofiei mecanismului de tranziție justă, potrivit căreia nimeni nu este lăsat în urmă, prin scrisoarea transmisă Comisiei Europene, Federația Patronatelor din Turismul Românesc consideră importantă includerea turismului în Planul Național de Tranziție Justă, întrucât cele 6 județe beneficiare de finanțare, printre care și județul Hunedoara, au un patrimoniu turistic de excepție.